În România sunt raportate 2096 de cazuri noi de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 și 456 de cazuri sunt reconfirmate în urmare testărilor. Astfel că în Arad sunt 17 cazuri reconfirmate, în Cara Severin sunt 2 cazuri, în Dolj sunt 45 de cazuri, Gorjul are 14 cazuri reconfirmate, județul Hunedoara are 6 cazuri, județul Mehedinți un caz, iar județul Timiș 25 de cazuri reconfirmate prin retestare. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 6.029.263 de teste PCR și 305.637 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 6.616 teste PCR, 4.431 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.185 la cerere și 4.977 de teste rapide antigenice. România a ajuns la 804.090 de persoane diagnosticate cu COVID-19 și 741.471 de persoane au fost declarate vindecate. Datele Institutului Național de Sănătate Publică ne arată și numărul cazurilor de îmbolnăvire raportate de fiecare județ. Aflăm astfel că județul Arad are 17.381 de cazuri cu 42 de cazuri noi față de ieri, Cara Severinul are 8.361 de cazuri cu 17 cazuri noi față de ieri, județul Dolj are 19.668 de persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 cu 79 de cazuri noi față de ieri, în timp ce județul Gorj are 6.912 persoane diagnosticate cu 31 de cazuri noi, județul Hunedoara a ajuns la 15.790 de cazuri cu 34 de cazuri noi, județul Mehedinți înregistrează 6.069 de persoane diagnosticate cu COVID-19 cu 13 cazuri noi față de ieri, iar județul Timiș înregistrează 219 cazuri noi, atingând pragul de 39.370 de persoane diagnosticate. România are 20.403 decese în rândul persoanelor cu COVID-19, 53 înregistrându-se în ultimele 24 de ore, inclusiv în județele Arad, Caraș Severin, Dolj, Gorj, Mehedinți și Timiș. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.334. Dintre acestea, 1.022 sunt internate la ATI. 40.955 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, în timp ce alte 12.014 persoane se află în izolare instituționalizată, iar 48.932 se află în carantină la domiciliu și 130 în carantină instituționalizată. Ca urmare a încălcării prevederilor legii numărul 55 privind măsurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat 6.665 de sancțiuni contravenționale în valoare de 1.373.650 de lei. Spitalul municipal din Hunedoara se redeschide începând de astăzi și pentru pacienții non-COVID. După ce persoanele infectate cu coronavirus au fost externate din această unitate medicală, s-au efectuat operațiunile necesare de dezinfecție în fiecare secție medicală. Redeschiderea spitalului din Hunedoara și pentru pacienții non-COVID este posibilă după ce Ministerul Sănătății a decis ca unitatea medicală să redevină doar spital suport. Reamintim că Spitalul Municipal Hunedoara a fost declarat spital COVID din noiembrie anul trecut, autoritățile locale exprimându-și la acea vreme dezacordul față de măsura luată de Ministerul Sănătății. Autoritățile locale acuzau atunci că peste 20.000 de oameni din zona municipiului Hunedoara vor fi privați de serviciile medicale ale spitalului. Se caută șef la Direcția de Urbanism din Primăria Timișoara. Candidatul perfect trebuie să aibă o experiență de 7 ani și să aibă master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor. Concursul a fost publicat pe site-ul primăriei, iar proba scrisă are loc în 30 martie la ora 11. Vor fi și două probe suplimentare pentru testarea cunoștințelor de lucru pe calculator și a cunoștințelor de limbă străină. Dosarele de înscriere trebuie depuse tot la sediul primăriei până pe 17 martie. Reamintim că postul de arhitect șef al orașului a fost ocupat cu titlul interimar de Monica Mitrofan după plecarea lui Sorin Ciurariu din august 2020. Drumul național 68A, care face legătura între tronsoanele de pe autostrada A1 Sibiu-Deva și marginea Vama Nădlac 2, intră de astăzi în reparații capitale. Lucrările pe tronsonul Coșava-Coșevița din județul Timiș, ce prezintă grave degradări, sunt programate să dureze cel puțin până la vară. Reparațiile se vor face cu dirijarea traficului cu paleta, iar șoferii pot alege rutele ocolitoare pe DN7, Valea Mureșului sau prin Simeria, Hațeg și Lugoj. Drumul național 68A pe sectorul Coșava-Coșevița este afectat grav de traficul greu, dar și de numărul mare de autovehicule care tranzitează sectorul de 13 km, cât lipsesc din autostrada care face legătura de la Sibiu la Vama Nădlac 2. Și
în acest an, Asociația Tinerilor Ortodoxi din Banatul de Munte se va implica în organizarea locală a Marșului pentru Viață, chiar și în format online. Evenimentul cu tema Uniți pentru Viață va avea loc sâmbătă 21 martie. Uniți pentru Viață reprezintă o chemare adresată românilor din țară și din diaspora. Fiecare poate face ceva, iar cea mai înaltă chemare pe care o are asociația este să sprijine viața, să ajute femeile în criză de sarcină, să se elibereze de frici și să se poată bucura în mod deplin de venirea pe lumea copiilor. La fel ca în anul precedent, și în eparhia Caransebeșului, la acest eveniment se vor desfășura mai multe tipuri de activități, cum sunt concursurile, mărturiile, atelierele și conferințele cu tematică pentru viață dedicate atât membrilor asociației, centrelor de tinere din județ, precum și publicului larg. Toate activitățile organizate cu prilejul Marșului pentru Viață în Episcopia Caransebeșului vor fi comunicate și desfășurate pe pagina de Facebook a organizației de tineret ATOR Banatul de Munte. În județul Caransebeșului, în scopul informării cât mai corecte și asumate a tinerilor de-a lungul anilor, a luat naștere o vastă activitate dedicată educației pentru viață, din care face parte și organizarea Marșului pentru Viață, acesta reprezentând evenimentul cel mai mare și mai vizibil de manifestare a încurajării și sprijinirii vieții, la care toți susținătorii din Banatul de Munte au șansa de a se alătura și a-și exprima sprijinul. Primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacobriții, a fost desemnat membru suplinitor în cadrul delegației României la Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene. Asociația Municipiilor a transmis Ministerului Dezvoltării propuneri cu privire la înlocuirea unui membru titular și a doi membri suplinitori în cadrul actualei delegații naționale. Ulterior, propunerile au fost aprobate. Cei trei noi reprezentanți ai României sunt Daniel Băluță, primarul sectorului 4 al municipiului București, Florin Tiberiu Iacobriții, primarul municipiului Petroșani și Ștefan Ilie, primarul municipiului Tulcea. Comitetul Regiunilor este format din 329 de membri și un număr egal de înlocuitori, repartizați între cele 27 de state membre. Pot face parte din acest organism titularii unui mandat electoral, ori răspund din punct de vedere politic în fața unei adunări alese. Din data de 1 ianuarie 2007, delegația României la Comitetul Regiunilor este formată din 15 membri titulari și 15 membri suplinitori numiți pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de reînnoire a mandatului. În fiecare an, Universitatea Politehnică Timișoara vine în sprijinul elevilor de liceu, oferindu-le acestora cursuri gratuite de pregătire la matematică, utile atât pentru cei care doresc să urmeze una dintre facultățile instituției, cât și pentru pregătirea examenului de bacalaureat. Chiar dacă sunt adresate în special potențialilor săi studenți, indiferent de facultatea pentru care optează și independent de forma admiterii, participanților la cursuri nu li se solicită niciun fel de angajament față de Universitatea Politehnică Timișoara. De data aceasta, cursurile organizate din Departamentul de Matematică al Universității Politehnica nu se vor mai desfășura ca în anii trecuți în sistemul tradițional față-înfață, ci în mediul online pentru a diminua riscul de răspândire a virusului COVID-19. Lecțiile de matematică se organizează în perioada 27 februarie-5 iunie 2021, în fiecare sâmbătă, începând cu ora 10, online pe Zoom și live pe pagina oficială de Facebook a Universității Politehnica Timișoara. Pentru înscriere, elevii sunt invitați să folosească formularul disponibil pe site-ul instituției, iar după completarea formularului, aceștia vor primi linkul de conectare la platforma Zoom. Cărășencele cu vârsta cuprinsă între 50 și 69 de ani vor beneficia de screening mamar gratuit în vederea depistării precoce a cancerului la sân, în baza unui protocol de colaborare al Consiliului Județean din Caraseverin și Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara. Fii responsabilă de sănătatea ta, programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân este un proiect amplu ce cuprinde aproximativ 4.000 de femei din Banat care vor putea beneficia de mamografii gratuite fără trimitere de la medicul de familie. Campania debutează în aproximativ 2 luni și se desfășoară atât la Spitalul Județean de Urgență Reșița, cât și la spitalele din județele vecine, respectiv Arad, Hunedoara și Timiș. Școlile și liceele din Deva au revenit la scenariul galben după ce conducerea termocentralei Mintia a confirmat că va putea asigura căldura în sălile de clasă din oraș. Scenariul galben va fi urmat în Deva în perioada 1-5 martie. Acesta presupune că elevii din clasele primare, precum și cei care se află la finalul gimnaziului sau liceului, se prezintă fizic la ore, în timp ce restul copiilor își desfășoară activitățile didactice online. Reamintim că săptămâna trecută peste 4.200 de elevi au fost nevoiți să urmeze cursurile online, deoarece termocentrala Mintia se oprise pentru că nu mai avea cărbune și nu putea asigura agentul termic pentru încălzirea școlilor. Au fost afectate 11 unități de învățământ care funcționează în 37 de clădiri racordate la rețeaua de termoficare a orașului.
Universitatea Politehnică din Timișoara organizează workshopul internațional Educația deschisă în timpul pandemiei online. Evenimentul are loc miercuri 3 martie între orele 13 și 17:30, iar înscrierile se fac la adresa afișată pe ecran și participarea este gratuită. Prezentările se desfășoară în limba română și limba engleză, iar participanții vor primi certificate digitale deschise. Lucrările workshopului vor fi disponibile online după eveniment pe platforma educațională Unicampus. Mai multe informații despre eveniment se găsesc la adresa afișată pe ecran. 16 speakeri internaționali vor prezenta ultimele noutăți legate de educația deschisă în România și Uniunea Europeană. De asemenea, ei vor descrie exemple practice de utilizare și integrare a uneltelor digitale educaționale, a învățării online și mobile în educația formală și informală, a cercetării deschise și multe altele. 60 de imagini realizate de o parte dintre membrii Fotoclub Arad sunt prezentate în cadrul expoziției Colecția Fotoclub Arad 2021. Temele și subiectele surprinse în imagini și oferite de cei 12 autori sunt diverse, de la portret la reportaj și până la peisaj și eseu. Fotografiile expuse la sala Clio din Arad au fost alese de comisia artistică a Clubului de Fotografie. Din cauza pandemiei, la vernisajul din 2 martie pot fi prezente un număr de maximum 12 persoane. Totuși, expoziția poate fi vizitată ulterior timp de 2 săptămâni până în 14 martie. Totodată, fotografiile pot fi vizualizate și pe site-ul fotoclubarad.ro. Elevii secției externe din Piscu Vechi, a Școlii Populare de Arte și Meserii Corneti din Craiova, au realizat 10 de cusături și broderii tradiționale în ateliere de lucru, acasă sau la șezători. Lucrările copiilor sunt expuse în aceste zile de mărțișor pe holul central al Consiliului Județean al Municipiului. Deși secția externă de la Piscu Vechi are ca profil dansul popular în ultima perioadă, profesoara coordonatoare Camelia Popescu și-a îndrumat elevii și spre zona materială a culturii populare. Lucrul manual îi ajută pe tineri să mai iau o pauză de la telefoanele mobile și tablete. Pe viitor, poate elevii vor reuși să își coase singur costumul popular, speră femeia. Școala Populară de Arte și Meserii Corneti din Craiova este o instituție publică de cultură cu profil de învățământ artistic de amator, iar expoziția dedicată mărțișorului cuprinde și lucrările de pictură, grafică și artă foto-video realizate de elevii de la cele trei secții de artă vizuală create în perioada de pandemie. Teatrul de artă Deva vă invită să sărbătoriți femeia la teatru duminică 7 martie 2021 de la ora 19 la spectacolul Aniversarea în regia lui Eugen Pădureanu. Doamnele și domnișoarele au intrarea gratuită, iar domnii care le însoțesc vor achita costul unui bilet întreg. Biletele costă 20 de lei și pot fi achiziționate de la Agenția Teatrului de Artă Deva. Rezervări se pot face la numerele de telefon afișate pe ecran. Accesul spectatorilor în sala de spectacole va fi permis doar cu mască de protecție. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova a solicitat Consiliului Județean Dolj terenul din curtea Spitalului Județean de Urgență pentru realizarea Centrului de Simulare pentru Dobândirea Abilităților Clinice. UMF Craiova susține că Centrul pentru Pregătirea Studenților și Rezidenților va fi dotat cu echipamente performante care să asigure un proces educațional inovativ și să acopere toate disciplinele medicale, toate procedurile și tehnicile inovative utilizate în practica medicală. La Spitalul Județean de Urgență va funcționa și o structură medicală în care vor fi tratați toți pacienții cu arsuri grave. Unitatea funcțională pentru arși va fi organizată în spațiile destinate celor două săli de operații ale unității de primiri urgențe și va trata pacienții din toată Oltenia. Recent, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova și Consiliul Județean Dolj au fost de acord cu implementarea unui alt proiect european în domeniul sănătății. Este vorba despre proiectul cu finanțare externă nerambursabilă Servicii Medicale Performante de Prevenție, Diagnostic și Tratament Endoscopic în Cancerul Colorectal. Secția de arte de Liu Petroi a Bibliotecii Județene Timiș Sorin Titel de la Complex Bastion Maria Terezia din Timișoara găzduiește două expoziții care pot fi vizitate în fiecare zi de luni până vineri între orele 9 și 18. Expoziția Iarna reunește 20 de artiști ai asociației Prezent care și-au adunat lucrările în expoziția colectivă de artă plastică. Totodată este pusă la dispoziția publicului o colecție de peste 5.000 de discuri românești și străine. Titlurile în mai multe exemplare din producția discografică românească pot fi împrumutate la domiciliu. În plus, secția dispune de o sală de lectură cu o capacitate de 30 de locuri. Intrarea este liberă cu păstrarea regulilor de distanțare socială, iar purtarea măștii este obligatorie. Expoziția poate fi vizitată până în 5 martie 2021.
Biblioteca Județeană Alexandru și Aristi Aman din Craiova dă startul înscrierilor pentru trupa de teatru amator Cutezătorii, unde sunt invitați să participe bărbații cu vârsta de peste 60 de ani. Pentru înscrieri, doritorii pot suna la numărul de telefon 0251 532 267 sau pot trimite un e-mail la adresa afișată pe ecran în intervalul 1-8 martie. Etapa finală de evaluare și de selectare a noului actor al trupei de teatru se desfășoară marți 9 martie. Evaluarea constă în recitarea a două poezii în prezența membrilor juriului și a coordonatorului trupei de teatru, actorul și profesorul Robert Vladu. Cutezătorii a fost înființată de Biblioteca Județeană Alexandru și Aristi Aman în anul 2011 în cadrul proiectului Clubul Pensionarilor. Prin acest proiect se dorește contribuirea la dezvoltarea ofertei culturale a Craiovei și de asemenea oferirea pentru seniori a cadrului și resurselor necesare pentru pregătirea și montarea spectacolelor de teatru. Ca în familie este următoarea piesă pe care o vor pune în scenă actorii. Actorii Teatrului Maghiar din Timișoara se pregătesc intens de o nouă premieră. Musicalul nou de Arthur Copit și Mary Easton în regia lui Gheorghe Țaba este inspirat din celebrul film al lui Federico Fellini. Data premierei este 20 martie în Sala Mare a Teatrului. Spectacolul este adaptarea filmului semi-autobiografic 8 și jumătate și îl are ca personaj principal pe celebrul regizor italian Guido Conini, care suferă de criza vârstei mijlocii. Musicalul nou a câștigat premiul Tony pentru cel mai bun musical în 1982 și același premiu pentru cea mai bună relansare a unui musical în 2003. Încă 214.110 doze de vaccin Pfizer-BioNTech sunt livrate astăzi în România pe calea aeriană pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara, potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19. Din totalul vaccinurilor, Craiova primește 23.400 de doze și Timișoara 24.570 de doze. În centrele de vaccinare se vor utiliza atât doze recepționate de România în tranșa curentă, cât și în tranșele anterioare pe baza solicitărilor transmise la Centrul Național și Centrele regionale de depozitare prin direcțiile de sănătate publică județene și cea a municipiului București. Institutul Național de Sănătate Publică a hotărât ca persoanele asimptomatice care sunt vaccinate complet cu două doze și după scurgerea a 10 zile de la a doua doză de vaccinare să fie exceptate de la testare. Specialiștii recomandă în continuare testarea tuturor persoanelor simptomatice, inclusiv a celor vaccinate. Scopul măsurilor are la bază fluidizarea accesului la serviciile medicale și a altor pacienți cu patologii diferite de COVID-19. Elevii din ciclul gimnazial care nu au avut acces la tehnologie pe durata școlii online ori au rămas cu mediile neîncheiate vor începe orele remediale. Înscrierile se fac până în 3 martie în baza solicitării scrise a părintelui, a reprezentantului legal sau a persoanei care a fost desemnată de către părinte pentru întreținerea unui copil în perioada absenței părinților. Solicitările se depun sau se transmit prin fax ori e-mail la unitatea de învățământ în care este școlarizat elevul. Orele vor începe în data de 8 martie. Elevii care provin din școlile care nu organizează activități de educație remedială vor putea participa la aceste activități în cadrul altor unități de învățământ decât cele în care sunt înmatriculați, conform planificării realizate de către inspectoratul școlar. Scopul principal este organizarea de activități în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competențelor specifice, sporirea șanselor de succes școlar și de acces la niveluri superioare de educație și diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii. În condiții excepționale, un elev poate să absenteze lunar cel mult 5 ore de la activitățile remediale. Românii care au primit prima doză de vaccin în afara țării vor putea face rapelul în România, transmite coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiță. Până în prezent, medicul spune că au fost identificate mai multe cazuri de acest gen, atât în cadrul vaccinului de la AstraZeneca, cât și pentru vaccinul produs de compania BioNTech și Pfizer. Sunt cazuri punctuale unde, în situația respectivă, persoana se va adresa unui centru de vaccinare din proximitatea domiciliului cu dovada că a fost vaccinat cu prima doză pentru a ști exact ce tip de vaccin să-i fie administrat, a mai adăugat Valeriu Gheorghiță. Reamintim că programările pentru etapa a treia a campaniei naționale de vaccinare împotriva COVID-19 vor putea fi făcute în platforma de vaccinare începând cu 15 martie, când se va deschide lista de așteptare pentru românii care vor să se vaccineze. Aurel Perca, arhiepiscopul mitropolit romano-catolic, solicită Parlamentului să adopte modificările aprobate anul trecut în care este prevăzut acordul scris al părinților cu privire la orele de educație sexuală. Mai mult, noțiunea de educație sexuală a fost înlocuită în lege cu cea de educație sanitară.
De asemenea, nu se înțelege dacă norma stabilește că programele de educație pentru viață sunt în vederea prevenirii, contactării bolilor cu transmitere sexuală și a gravidității minorelor sau dacă educația sanitară este cea în vederea prevenirii acestora. Arhiepiscopul subliniază că formarea copiilor nu începe odată cu programa școlară, iar părinții sunt primii responsabili de transmiterea valorilor către copiii lor. De aceea, ei trebuie să fie informați cu privire la conținutul orelor de educație sexuală. Trebuie cultivat un simț de responsabilitate foarte puternic, dar și o susținere a culturii de către stat prin legi corecte care să respecte libertatea de decizie, susține Aurel Percă. Conferința Episcopilor Catolici din România a semnalat încă din aprilie anul trecut că obligativitatea orelor de educație sexuală reprezintă o încălcare a drepturilor părinților garantate de Constituție. Consiliul Național al Elevilor spune că ar fi responsabilă o eventuală decizie ca elevii din clasele a 8-a și a 12-a să meargă fizic la școală chiar și în situația în care localitatea ar fi în scenariul roșu. Reamintim că ministrul Educației Sorin Câmpeanu a anunțat că va propune ca elevii din clasele terminale să poată să meargă la cursuri și în cazul în care localitatea intră în scenariul roșu, pentru că examenele naționale vor fi cu prezență fizică. În acest context, Consiliul Național al Elevilor arată că, potrivit rezultatelor ultimei consultări în care peste 750 de unități de învățământ au furnizat informații despre măsurile igienico-sanitare existente, mai bine de jumătate dintre școli nu dispun de dotări sanitare de bază, cum sunt apa curentă, săpunul și hârtie igienică, iar aproape 50% dintre sările de clasă nu sunt aerisite și dezinfectate corespunzător. Persoanele din etapa a treia a vaccinării anti-COVID-19 se pot programa pe platforma online după data de 15 martie, iar vaccinarea respectivă probabil va debuta în luna aprilie. După ce va deveni disponibilă lista de așteptare, fiecare persoană înscrisă pe documentele unui centru de vaccinare va putea vizualiza câte persoane se află înaintea sa și poate estima data la care ar putea fi programată. Ocuparea unui loc în platformă se va efectua doar din această listă de așteptare. Practic, nu vor mai exista persoane care se vor programa direct pe un loc liber. Se așteaptă 24 de ore pentru confirmarea programării din partea persoanelor notificate și abia apoi, dacă nu se ocupă toate locurile, vor fi vizualizate de către ceilalți, a explicat Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare împotriva noului coronavirus. După ce multe școli sau colective de părinți au investit și au cumpărat lămpile cu ultraviolete pentru distrugerea microbilor și limitarea transmiterii COVID-19 în clase, specialiștii în sănătate nu le mai recomandă. Aparatele au fost uitate în priză în timpul orelor și mulți elevi și profesori au ajuns la spital. O igienă corectă a mâinilor, purtarea măștii și aerisirea claselor pot ține virusul la distanță. În acest context, specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică susțin că dezinfectarea cu razele UV este specifică spitalelor și nu reprezintă o opțiune pentru școli. Valul al treilea al pandemiei de COVID-19 va fi diferit în România și nu numai, atrag atenția medicii. În acest context, tinerii vor fi cei mai expuși îmbolnăvirii pentru că cei mai mulți dintre ei nu sunt încă vaccinați. Specialiștii amintesc că în Europa sunt mai multe țări care se confruntă cu o creștere serioasă a numărului de cazuri de infectări cu coronavirus. Mai mult, în unele state, autoritățile se pregătesc deja pentru un nou val al pandemiei din cauza tulpinilor noi mai contagioase. Documentarul colectiv regizat de Alexander Nanau a fost selectat pe lista scurtă a producțiilor cinematografice propuse pentru nominalizare la premiile Oscar. Cele două categorii sunt cel mai bun documentar și lung metraj internațional. Nominalizările la Oscar vor fi anunțate în data de 15 martie, iar decernarea premiilor va avea loc în 25 aprilie. Pelicula urmărește o investigație jurnalistică despre corupția din sistemul de sănătate din România, care a cauzat dezastrul din Clubul Bucureștean din data de 30 octombrie 2015.